Centura de siguranță este o măsură necesară pentru securitatea fiecărui conducător auto, dar și a pasagerilor. Dacă în țările europene aceasta este o deprindere conștientă și asumată, la noi încă mai sunt unii care o cuplează doar din frica de a nu fi amendați. În acest sens, astăzi vom discuta cu Pavel Apostol, șeful secției Evidență și Analiză Accidente Rutiere, INSP, despre persoanele care au dreptul de a nu-și cupla centura. Bună ziua, bine ați venit! Mai ziua și bine v-am găsit. Sunt un șofer cu experiență, dar sincer să fiu, m-a surprins această informație că există o categorie de persoane care au dreptul să nu-și cupleze centura. Despre ce este vorba? Vorbim nu atât de categorie de persoane, dar și în anumite situații, da? Uh-huh. Conform prevederilor regulamentului circulației rutiere, sunt anumite situații sau anumite categorii de persoane care pot să nu cupleze centura de siguranță în momentul deplasării. Vorbim despre instructorii școlilor auto în momentul când desfășoară lecții de pregătire. Vorbim de acea situație când ne deplasăm mersul în spate, respectiv în cazul dat putem să nu cuplăm centura de siguranță. Uh-huh. Iarăși, în baza unui act confirmativ eliberat de medic, care demonstrează că nu este recomandat să aibă centură de siguranță cuplată, uh-huh, dar doar cu prezența acestui act. Și nu în ultimul rând, autovehicule cu regim prioritar de circulație în momentul exercitării misiunilor urgente de serviciu. Și doar în localități, în aceste toate situații, este admisă circulația fără a avea cuplat centura de siguranță. Uh-huh. Totodată, domnule Apostol, se vehicula că șoferii de taximetriști, mai bine zis, ar putea să nu și ocupleze din motive de siguranță, că ar putea fi atacați pe la spate sau strangulați sau ceva de genul. Cum stăm la acest capitol? Este paradoxal această abordare. Eu am enumerat acele situații care acum, la moment, sunt prevăzute în legislația în vigoare. Bambul, centura de siguranță, și iarăși este folosită pentru a garanta acea securitate a persoanei în cazul unui eventual accident rutier. De aceea nu... Taximetriștii nu cad sub această categorie. Am înțeles. Acum, autoturismele fabricate în ultimii ani au un semnal sonor care te deranjează dacă nu-ți pui centura, dar totodată e o categorie de șoferi care și-o o lasă cuplată și doar își pun doar partea din față. În cazul unui control, agentul de circulație atrage atenție la acest detaliu, sau? Cu siguranță că atrage, dar trebuie să conștientizeze această categorie de persoane la ce riscuri se expun în cazul în care nu cuplează corect centura de siguranță. Fiindcă, pe de o parte, dacă ea este cuplată corect, garantează securitate, pe de altă parte, dacă sunt anumite devieri de la normele tehnice, de la caracteristici tehnice sau de la reguli cum ar trebui să fie cuplată centura de siguranță, ea nu va salva sau nu va avea acel impact pozitiv, ba din contră va avea impact negativ și va cauza mai multe traume persoanei în momentul unui accident rutier. Am înțeles. Totodată aș vrea să abordăm și copiii, dar anume copiii mici, sugari, care stau în scaunul ăsta. Din câte știu, și acolo este necesară cuplarea, dar e o cuplare mai deosebită, așa. Adică, cât de mult respectă moldovenii sau mamele sau tații această procedură, conform statisticilor sau din propria experiență? Cu părere de rău, constatăm că astfel de reguli sunt încălcate. În unele situații vorbim chiar și de lipsa celor elemente speciale, scaune pentru transportarea copiilor, unitățile de transport care ar garanta securitate. Paradoxal este acel fapt când pe bancheta din față ai conducător auto, fie tata sau mamă și pasager, cuplați cu centura de siguranță, iar copilul este lăsat în voie sorții pe bancheta din spate și nimeni nu conștientizează riscul că nu doar în cazul unui accident rutier, dar chiar și în cazul unei frânări bruște, acest copil ar putea să suferă anumite traumatisme. Mai sunt situații când părinții încearcă să motiveze că, da, iau acel scaun de transportare în automobil, însă nu este utilizat fiindcă copilul plânge. Iarăși nu este o abordare corect, că de fiecare dată când aud astfel de scuze, întreb acel părinte, dar când copilul plânge și dorește să-i procur ceva, vreo jucărie, de fiecare dată eu faci ca să-l liniștești. Deci este corect să transportăm copilul în siguranță, să fie aplicate corect acel scaunaj, să fie corect aplicate centurile de siguranță, să fie corect ales acest suport pentru transportarea copilului, fiindcă mulți încearcă să le aleagă după vârstă, ceea ce nu este corect, el se alege după greutate și după înălțime, iar în cazul în care copilul este mai mare și nu încape în acel scaun sau în acel suport, cu siguranță puteți să aplicați centura de siguranță care este dotată autovehicul și pe bancheta din spate. Iată cum. Asta e. Am înțeles. Totodată, dacă ar fi să analizăm statisticile,
necuplarea centurii este oare cea mai frecventă încălcare a șoferilor? Iarăși, dacă realizăm analiza situației accidentare, ne demonstrează datele statistice, ne demonstrează că cea mai mare cauză care generează accidente rutiere este viteza de plasare, nerespectarea regimului de viteză sau neadaptare. Anume, această cauză este în strânsă legătură cu cuplarea și necuplarea centurii de siguranță. Vă dați bine seama, cuplarea centurii de siguranță că duce la aceea că traumatismele sunt mai minime și persoana are mai multe șanse în cazul unui accident rutier grav să rămână în viață. Cu părere de rău, într-adevăr, avem situații când nu sunt cuplate aceste centuri de siguranță, dar dacă să facem un raport ceea ce am avut, spre exemplu, în anii 2010 și la etapa actuală, o dinamică pozitivă este observată. Avem mai mulți conducători autodisciplinați care cuplează această centură de siguranță și mai puțin cei care încearcă prin diferite metode să o evite. Sper din tot sufletul că e vorba de responsabilitatea șoferilor, nu de acest semnal sonor strident pe care îl provoacă autoturismul. Posibil că în prima etapă acest semnal sonor, dar până la urmă totuși asta deja este o deprindere și chiar din practica personală foarte mulți recunosc că acest semnal la un moment dat i-a determinat totuși să se deplaseze cu conjunturi de siguranță cuplate, iar ulterior asta a devenit o deprindere. Domnule Apostol, haideți să discutăm un pic despre urmări sau consecințele necuplării, nu doar în caz de accident, dar să vorbim despre amenzi. Poate astfel cumva îi sensibilizăm pe telespectatori. Am înțeles. Codul contravențional la ziua de astăzi prevede o sancțiune pentru deplasarea fără a avea cuplată centura de siguranță. Vorbim despre o amendă în mărime de la 400 până la 600 de lei și 3 puncte penalizare. Dar cu toții cunoaștem cazul în care acumulăm acele 15 puncte de penalizare, riscăm să rămânem fără permis de conducere, să avem dreptul de a conduce un nou vehicul pe drumurile din țară. Extraordinar! Eu sper că această informație pe care ne-ați oferit-o astăzi în emisiune îi va face pe conducători mai, pe șoferi mai responsabili, dar atrageți atenție, dragi telespectatori, că nu e vorba doar despre șoferi, dar și despre pasager. În orice autoturism nu ați urca, este necesar să plasați această centură, dar pe final vreau să vă întreb un lucru care mă interesează pe mine. Dacă vorbim despre pasageri, noi știm că în Republica Moldova nu toate autoturismele de transport pasageri sunt adaptate la niște norme, hai să zic, standarde europene. Ce se întâmplă în cazul maxi-taxiurilor, când doar șoferul este cu centura cuplată, iar restul stau, bine mersi, fără centuri și așa mai aveți departe. Aveți perfectă dreptate, totul depinde de caracteristicile tehnice autovehiculului, a unității de transport. În cazul în care, conform construcției, sunt prevăzute centurile de siguranță, ele urmează a fi cuplate. Dacă nu, bine mersi, se deplasează fără a avea centuri de siguranță cuplate. Un exemplu elocvent în această situație este și troleibuzul, fiindcă noi avem numărul locurilor care stau așezați, locul transportării în picioare. Dar iarăși, totul depinde de caracteristica tehnică, de viteza de deplasare și multe alte aspecte. Am înțeles. Domnule Apostol, vă mulțumim pentru toată informația. Vă dorim statistici cât mai îmbucurătoare pentru 2023 și vă mai așteptăm la noi cu informații utile. O zi bună!